sperăm să facem un rezultat bun azi, așteptăm victoria acasă. Cred că va fi un meci greu, pentru că întâlnim o echipă bună. Foarte frumoasă și reprezentativă pentru țara noastră. Care culoare v-a plăcut cel mai mult? Roșu, galben? Galben. Sau... galben? Soarele. Care va fi scorul de astăzi? Cu cât îi batem pe letonieni? Cu 2 mingi. 2 șampioane cu să avem. Cred că și pe 3 la 1. Будет очень интересный матч. Какой счет, вы как думаете? 2-1 выиграет Латвия. Попробовали молдавское вино? Нет. Только молдавский коньяк попробовали. Со сустинем Республика Молдова. Спердин со в лица вимо Виктория. Летония и у группы форте интересанты. У меч de extraordinar. Pentru cine ține spumne azi? Pentru Revencu, băiat destul de capabil și exemplar. Unica femeie din casă care vine la fotbal. Și soțul și băiatul și aici m-am zis, sunt pasionat de fotbal și azi după o zi de muncă am preferat să vin să mă odihnesc aici la fotbal. Dar îți place noua echipamenta tricolorilor? Da. Da? Ce echipament ai purtat-o? Nu color? Tot așa. Galben? Da. Astăzi echipa națională va purta un echipament cu totul și cu totul diferit, pentru că avem o armură nouă, atât jambiere, șorți, cât și tricou albastru, dar nu știm să vedem ce este scris pe spatele acestuia. Până când pe asta nimic nu este scris, dar anume așa tricou puteți să aveți și voi dacă veniți să cumpărați aici din fanshop-ul naționalei noastre. Îți place mai eu? Anume albastru? Da. Echipa națională a Moldovei va juca astăzi al treilea meci din cadrul Ligii Națiunilor. Selecționata adversară a moldovenilor este Letonia. Astăzi tricolorii pot să viseze a 50-a victorie în istoria lor. Le doresc succes haiducilor noștri! Din păcate, toate golurile marcate din naționala noastră sunt din penalti sau din centrări norocoase, iar ar trebui de lucrat mai mult în atac. Destul de ok, doar că a noștri trebuie mai forțat să preseze și să luăm această repriză a doua. Băieții sunt foarte bravo și ținem pumnii. Acum începe a doua repriză, unde sperăm ca în echipa națională să reușească să egaleze scorul, ba chiar mai mult, să avem și ocazii frumoase pentru a reuși și a câștiga această luptă importantă cu Letonia. Această seară scorul final a fost de 4-2 în favoarea Letoniei. Vă așteptăm în același număr și pe data de 14 iunie, atunci când vom juca contra Andorei. Hai Moldova și așteptăm multe goluri să fie în această seară. Astăzi am simțit suporterii alături de noi și aș vrea ca la Andora să fie și mai mult. Noi vom face tot posibilul să obținem o victorie. Eu îi rog frumos să vină la ultimul meci din această vară, din acest jumătate de an, să vină să ne susțină, să ne promitem că trebuie să ne batem pentru victorie și să demonstrăm că nimic nu e pierdut și să luptăm pentru primul loc în continuare. Foarte frumos, numai că din păcate am pierdut. Pe data de 14, veniți să îi susțineți pe tricolorii. Numai decât o să vină. Cu copii, cu toată familia. Cu copii, cu toată familia, da. Cu mai mult curaj să lupte și să câștige. Mesaj pentru naționala noastră. Hai Moldova! Hai Moldova! Sper ca următorul meci să fie mai cu succes. Să câștigem. Pentru 14 să fie mult mai buni,
sperăm la un câștig, pentru că de mult ne-am câștigat pe arena națională noastră. Acasă te ajută să câștigi până și pereții, așa că te așteptăm și pe data de 14. Pe curând! Can't wait to see them play tonight. We're so excited. Excited to see them get out there and kill it today, so it'll be fun to watch. Este viitorul Republicii Moldova. Vă obligă tata să mergeți cu tati cu mama la meci? Nu, noi singuri. Tata ne-a propus și noi, am dorit și noi. Ce scor se va termina meciul ăsta? 1-0 pentru noi. Cine de jucători vă place cel mai mult? Toți jucătorii, echipă tânără, ambițioasă și cu E important să-și facă jocul, e important să joace, au arătat că pot. Bănesc ceva e la nivelul psihologiei. Are nevoie de psiholog la echipa națională. Tot sportul moldovenesc are nevoie de psiholog și nu numai. Și de această dată cred că va fi multă lume în tribune. Andorra este un adversar puternic pentru naționala noastră. Nu este într-atât de puternic, este pe puterile noastre. Cred că astăzi va fi cu bine și vom lua cele 3 puncte. Chiar dacă se intonează deja imnul Republicii Moldova, moldovenii încă mai fac cozi și mai întârzie la meci. Vedem care sunt motivele. Bună ziua! Bună ziua! Întârziesc la meci! Da, întârziesc! Deja imnul se cântă în Republicii Moldova. Mai, o să ne străduim să dovedim! Dintre selecționata Moldova de fotbal, dar și a Andorrei, s-a terminat cu egalitate, 1-1. Care ediții de la Firul Ierbii vă place cel mai mult? Mașinile. Da. Dar ia ca ce idei sugerați mie pentru următoarele ediții? Care a fost motivația, de unde au început cariera de fotbaliști și... Cum a ajuns aici? Așa, dar toată ideea asta? Da. Dar voi cine vă place cel mai mult de jucătorii naționale? Reapciuc. Repciuc. Repciuc, îți ceri un interviu cu tine aici la Firul Ierbii în această... Am oportunitatea să te chem chiar la interviu. Golul selecționat din Moldova a fost marcat de Ion Nicolaescu, numărul 9. Cum vă simțiți când anoștiți câștigători? Minunat, foarte așa. Perfect. Dar voi faceți așa o gașcă, mă uite, la fiecare meci? Da. Ce-ați sunt două permanente? Sigur, trebuie să susținem. Da, am avut emoții, mai ales la penalte, dar sunt descurcat de minune. Cât de des să vedeți pe soții voștri acasă? Ultima minut. Niciodată. De mult n-ați fost pe acasă, soții lit masajelui, că ați fost 22 de zile în cantonament. A fost greu? Eu am spus așa ceva? Da. 22 de zile, frate, acasă. Până n-au avut confirmare, nu cred. Ultima lună, cred că am văzut odată. Am văzut că ați fost destul de agresivi în teren, au fost chiar și altercații acolo, așa, da, mici, neînțelegeți? Pentru că fotbaliștii Andorrei sunt niște provocatori pe teren. Sincer să fiu, n-am jucat niciodată cu așa un adversar. Foarte mult, foarte multe provoacă, îți dau lovituri pe la spate, cu cotul. Nu știu, vorbesc urât, deci e greu să te controlezi, să-ți controlezi emoțiile cu ei în teren. Sunt mulțumit de rezultat, mai puțin de ce am arătat calitatea de meci. Eu cred că trebuie mai solid jucat în meciul este care experiențe ușor pentru noi. Cum ești motivat? Da, ei sunt motivați și fără mine. Important că acum am acumulat cele 3 puncte. Abia așteptăm meciurile din septembrie să facem tot posibilul să acumulăm cele 6 puncte. Prieteni, am avut un meci frumos în această seară. Moldova a reușit să învingă selecționata Andorrei cu scorul de 2-1. Le doresc succes băieților noștri când vor reveni în Liga Națiunilor în toamnă și hai Moldova! Ne vedem în noi ediții la Firul Ierbii!